Ziua 317. Astăzi există o mulțime de actualizări din zona Solidar. Aici, rușii au reușit să împingă pe ucraineni într-o importantă și să stabilească controlul asupra terenului înalt. Acest lucru a provocat o reacție în lanț și a forțat pe ucraineni să se retragă din mai multe poziții de-a lungul frontului. Rușii au dezvoltat ofensiva în continuare, dar s-au confruntat cu o mare problemă. Linia de apărare ucraineană a refuzat să se prăbușească și am să încerc să explic în română de ce. Ultima dată v-am spus că rușii au stabilit control asupra Iacovlivca, ceea ce a facilitat atacul rusești asupra Soledar și alte așezări de pe front. Ucrainenii au încercat să reia această așezare, însă, deși au intrat în sat, nu au reușit să împingă pe ruși complet afară. Rușii și-au stabilit pozițiile și au putut aștepta până la sosirea întăririlor. Dacă ne uităm la harta topografică, putem vedea că Iacovlivca se află chiar deasupra Soledar și altelor așezări din regiune. Ucrainenii au decis că liberarea acestei poziții înaltă ar costa prea mult și au decis să se retragă. Această decizie l-au impus ucrainenilor să facă și alte modificări structurale în linia lor defensivă. Anterior, linia de apărare ucraineană trecea prin Iacovlivka, apoi formațiile de Gips. Aici, Google Translate spune Gips. E vorba de gipsium, e vorba de un sulfat care arată aproape ca și sarea. Eu știau că în românește se spune plaster, dar se vede că e o o regionalismă. Deci nu știu dacă aici e greșeală la mine sau la Google Translate, că s-a mai întâmplat. Au chiar făcut raportări spre Google cu tot felul de greșeli mici și nimeni nu îmi răspunde acum la telefon că am întrebat cum se spune gypsium în română și nimeni nu mi spune. Așa că, în fine. Deci, linia de apărare ucraineană trece prin ea cu Vlivka, apoi formații de gypsium și fabrica Knauf din Soledar și o școală locală din Bakhmutske. Deci, ori de câte ori rușii au încercat să atace solidar din nord, aceste atacuri a fost contraatacate de la Iacovlivca. Acum, cu Iacovlivca sub control rus, Zona rezidențială dintre zonele industriale a devenit foarte vulnerabilă la atacuri din nord. Reținerea rușilor din doar o direcție a fost o sarcină destul de dificilă, iar acum ar fi o sarcină aproape imposibilă. De deci, ce e de înțeles că ucrainenii au trebuit să facă un pas înapoi? Ucrainenii au fost nevoiți să înceapă să se retragă din pozițiile lor până la Bakhmutske. În urma cu aproximativ o săptămână, imagini geolocalizate au confirmat că forțele Wagner au intrat în școala locală din Bakhmutske. La scurt timp după, ucrainienii au părăsit Bakhmutskia aproape complet. Ucrainienii încă controlează depozitele pentru că sunt aproape la periferie și încă este posibil să aprovizioneze acest grup. Pierderea lui Yakovlivka i-au făcut pe ucraineni să piardă în jur de un kilometru de teren în Soledar și Bahmutske. Este pentru prima dată, într-un timp foarte lung, când rușii au generat câștiguri folosind tactici mai degrabă decât forță brută, așa că au încercat să dezvolte succesul în Soledar cât mai mult posibil. Totuși, aici s-au încheiat toate veștile bune pentru ruși. Pe măsură ce ucrainenii s-au dat înapoi de la periferie și au creat o zonă tampon, Următoarea țintă rusa a devenit inevitabil partea centrală a Soredarului, și aici ucrainenii au o apărare formidabilă. În primul rând există o mină de sare, cu o mulțime de pasaje subterane pe care ucrainenii o folosesc ca depozit de muniție. Aceste pasaje sunt atât de diverse și dezvoltate, încât ucrainenii pot stoca cantități enorme de provizii pe care rușii nu le pot atinge, deoarece sunt prea adânc în subteran. Deci e o mină destul de similară, cum avem noi în România, în Turda. Deci o mină subterană enormă. În al doilea rând există o zonă rezidențială, cu o mulțime de clădiri înalte, care permit monitorizarea terenului. Zona rezidențială în sine este situată la latitudine de aproximativ 155 de metri, în timp ce câmpurile sunt la aproximativ 180 de metri. Clădirile cu 10 etaje au de obicei mai mult de 30 de metri înălțime ceea ce înseamnă că ucrainenii controlează dealurile de sus, iar rușii nu pot avea elementul puternic de surpriză. Și în sfârșit, chiar dacă luptele ajung în această zonă, e vorba de o zonă industrială care este extrem de bine fortificată. Rușii atacă Soledarul încă din vară, așa că ucrainenii au fortificat cu siguranță pozițiile din interiorul orașului. De aceea, chiar și analiștii ruși sunt de acord că Solidar nu este nici de aproape să cadă. Analiștii ruși, de asemenea, sunt de acord că următoarea țintă este de fapt Rozolivka. Și tocmai aici, rușii au efectuat multe operațiuni de recunoaștere în ultima vreme. Dacă ne uităm la harta topografică, putem vedea că, lansând atacuri în această direcție, Rușii folosesc geografia ascuzându-se în spatele dealurilor, împiedicând un foc încrucișat. Dar topografia nu este totul. După cum puteți vedea, ucrainenii controlează teresamentul căile ferate, care s-au dovedit în acest război ca a fi mai greu de traversat decât unde sate. În plus, deși rușii evită focul încrucișat de la Soledar, ucrainenii au în continuare mai multe poziții de-a lungul centurilor de copaci și a terenurilor înalte dintre Razdolivka și Vimka care le permite să contracareze avansurile rusești. În general, luptele în această zonă sunt de așteptat să rămână poziționale. Rușii au reușit într-adevăr să mărească zona aflată sub controlul lor, dar sunt prea multe obstacole naturale și poziții fortificate pe linie pentru a genera o prăbușire a frontului. De asemenea, faptul că rușii au început să mute forțele Wagner de aici pentru a apăra Cremina, semnalizează că rușii nu intenționează să-și dezvolte operațiunile ofensive aici în viitorul apropiat, iar linia de apărare ucraineană este relativ sigură. Vă mulțumesc foarte mult pentru audiere, dacă nu vă scârție vocea mea prea mult în ureche, sper să ne auzim și mâine!